Bună ziua! Mă numesc Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre calculul algebric și mai precis despre descompunerea în factori a unei expresii algebrice. Descompunerea în factori a unei expresii algebrice este foarte utilă pentru că ne ajută în primul rând să rezolvăm ecuații, ne ajută să simplificăm expresii și ne ajută în diverse calcule mult mai ample. Pentru a descompune o expresie în factori, avem la dispoziție mai multe metode în funcție de exercițiul care este prezentat. Prima metodă ar fi metoda factorului comun. Această metodă se bazează pe proprietatea de distributivitate a înmulțirii față de adunare și scădere. Astfel, în următoarele trei exemple, putem să descompunem cele trei expresii folosind metoda factorului comun. În primul exemplu, cum procedăm? Identificăm în cei trei termeni ai sumei ceea ce este comun fiecăruia dintre termeni comun. Păi, observăm că fiecare termen din sumă are comun pe 2, are comun termenul 2. De asemenea, fiecare termen are comun termenul X și termenul Y. În concluzie, vom da factor comun 2X, Y. Pe lângă, iar în paranteză, termenii care îi obținem prin împărțire. Și anume, 2x² y. Păi dacă 2xy le-am dat factor comun, ne va rămâne un x. Plus 2y plus 3 și astfel am ajuns la un produs de factori care nu mai pot fi descompuși. Paranteza x plus 2y plus 3 este ireductibilă. În cazul 2, observăm că termenul comun al termenilor din sumă este paranteza x plus 2. Dăm factor comun x plus 2 și ne va rămâne în primul termen x plus 2, iar în al doilea termen, 3. Vom obține astfel x plus 2 pe lângă x plus 5. Și astfel am descompus expresia în produs de paranteze ireductibile. În cazul 3, observăm că încă nu putem să dăm factor comun, dar observăm că ultimii doi termeni pot fi grupați și putem da factor comun pe minus 3. Rămânându-ne în paranteză x-4, paranteză care ulterior o putem da factor comun. X și vom obține x-4 pe lângă x-4 minus 3, adică x-4 pe lângă x-7. Am obținut astfel descompunerea expresiei 3. O altă metodă de descompunere în factori este metoda utilizării formulelor de calcul prescurtat. Și astfel avem prima formulă de calcul prescurtat, a pătrat minus b pătrat egal cu a minus b pe lângă a plus b, exemplificată prin 25x² minus 16, care se va descompune 5x minus 4 pe lângă 5x plus 4, pentru că 25x² este pătratul lui 5x, iar 16 pătratul lui 4. Avem apoi formulele de binom, a plus b la a doua și a minus b la a doua. Și anume, 4x² plus 12x plus 9, observăm imediat că este de fapt binomul 2x plus 3 totul la pătrat. 9x² minus 30x plus 25 se observă că este 3x minus 5, totul la puterea a doua. În cazul x² plus y² plus 2xy plus 2x plus 2y plus 1, este mai greu să ne dăm seama, dar, având formula deasupra, observăm că a-ul este x, b-ul este y, iar c-ul este 1. În concluzie, vom avea x plus y plus 1, totul la puterea a doua. Și formulele de descompunere pentru cub, a la a treia minus b la a treia, exemplificate prin 8x la a treia minus 27, A-ul este 2x, B-ul este 3 și vom avea 2x minus 3 pe lângă A pătrat, adică 4x pătrat, plus AB, adică 6x, plus 9. Și am descompus astfel expresia 8x la a treia minus 27. Și suma cuburilor a la a treia plus b la a treia, exemplificată prin x la a treia plus 8y la a treia, și vom obține x plus 2y pe lângă x pătrat minus 2xy, da? Pentru că este minus 2ab, plus b pătrat, adică plus 4y pătrat. Aceasta este descompunerea în factori cu ajutorul formulelor de calcul prescurtat. Iar cea de-a treia metodă se bazează pe disocierea unuia dintre termeni. Metoda disocierii reprezintă faptul că trebuie să observăm cum se poate scrie unul dintre termenii expresiei în așa fel încât o parte din el să-l grupăm cu x pătrat, cealaltă cu 6 în exemplul 1. Adică, cum am putea să-l împărțim pe 5x? În așa fel încât, grupând prima parte cu x pătrat, a doua parte cu 6, să putem da factor comun, pentru că acolo se va ajunge în final. Și observăm că 5x se poate disocia în 2x și 3x. Astfel încât, dacă grupăm primii doi termeni și îi dăm factor comun pe x, obținem x pe lângă x plus 2, și dacă îi grupăm pe ultimii doi și îi dăm factor comun pe 3, obținem x plus 2. Paranteza x plus 2 este comună, deci vom obține descompunerea în factori x plus 2 pe lângă x plus 3. În cadrul expresiilor algebrice, metodele de descompunere în factori apar des pentru că ele trebuie folosite în a simplifica rapoarte cu expresii algebrice. De aceea trebuie să înțelese foarte bine aceste trei metode. În exemplul 2, observăm că termenul din mijloc este minus 7x. El trebuie disociat în așa fel încât, la fel ca și mai sus, dacă grupăm o parte cu x pătrat și o parte cu 10, să putem da apoi factor comun. Și îl vom disocia în minus 5x minus 2x. Această disociere nu este întâmplătoare. Trebuie ca termenii disociați să aibă legătură cu termenul liber 10 și cu coeficientul x pătrat, adică 1. Observăm că, grupând la fel primii doi termeni și ultimii doi termeni, obținem x pe lângă x minus 5, minus 2 pe lângă x minus 5, adică x minus 5 este factor comun pe lângă x minus 2. Și am descompus expresia. X pătrat minus 7x plus 12. Ce am ales să fac aici? Am schimbat termenul liber, tocmai pentru a vedea ceea ce am spus anterior. 7x-ul acela trebuie disociat în așa fel încât să se poată lega de 12. Oare cum putem să-l disociem pe 7x? Păi, 4 și 3 probabil. X că el poate fi disociat și în 6 și 1, dar pe 6, dacă îl dăm factor comun, ne va rămâne x plus 2. Și în față o să am x plus 1, deci nu merge. X minus 3x minus 4x. Produsul e 12, suma este 7 și aceasta este un artificiu pe care îl putem folosi. O să vă explic imediat. X pe lângă x minus 3, minus 4 pe lângă x minus 3. Și vom obține x minus 3 pe lângă x minus 4 și am descompus expresia. Am spus acum câteva secunde ceva de sumă și produs. Putem gândi și așa. Suma căror numere naturale ne dă 7 și produsul 12. Păi 3 și 4. 3 plus 4, 7. 3 ori 4, 12. Și descompun imediat x minus 3 și x minus 4. Deci asta este ca o paranteză. Deci un artificiu de calcul folosit la metoda disocierii. În ultimul caz, cum îl putem disocia pe 11x? Păi îl putem disocia în 12 și 1, ca să aibă legătură cu 3 și 4. 3x pătrat plus 12x minus x minus 4. Îl dăm factor comun pe 3 și ne rămâne 3 pe lângă x plus 4, iar între ultimii doi termeni îl dăm factor comun pe minus și ne rămâne x plus 4. Vom obține astfel descompunerea x plus 4 pe lângă x minus 3. X minus 1, pardon. X minus 1. Deci x plus 4, 3x îl dăm aici factor comun, am scris 3x pe lângă x plus 4 minus x plus 4. Dând factor comun vom obține x plus 4 pe lângă 3x minus 1. Acestea sunt metodele de descompunere în factori și acestea fiind spuse, vă urez o zi plăcută în continuare și la revedere!